La o recentă întâlnire a organizațiilor patronale și profesionale organizată de Camera de Comerț și Industrie din România, a fost adusă din nou în discuție problema reorganizării administrativ-teritoriale a țării. Propunerea făcută în vederea reducerii cheltuielilor bugetare este ca județele să se comaseze și, din 42, să rămână 15, arondarea urmând a fi făcută după competențele curților de apel din teritoriu. În această situație, Hunedoara ar trece la Alba, la fel ca și Sibiul. Pe de altă parte, oficialitățile guvernamentale recunosc necesitatea unei reforme administrativ-teritoriale, iar executivul și-a asumat acest lucru în momentul în care a aprobat Programul Național de Redresare și Reziliență, cunoscut și ca PNRR. În acest act se prevede punerea în discuție unui proiect privind statutul unităților administrativ-teritoriale. Se pare că ideea guvernamentală este să se treacă la regiuni, acest aspect fiind discutat și în urmă cu câțiva ani. Acum este nevoie de o reformă și cred că toată lumea o simte și o înțelege. Cu siguranță va fi o reformă administrativă pentru că România și-a asumat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, pe lângă alte reforme, și reforma administrativă. Va fi în dezbatere publică, vom vedea care sunt modalitățile cele mai eficiente de organizare, începând de la comune, orașe, municipii și județe și, bineînțeles, regiuni. În momentul de față, în România sunt 8 regiuni de dezvoltare, județul Hunedoara fiind în cea de vest, alături de Arad, Caraș, Severin și Timiș. Reorganizarea administrativ-teritorială, indiferent de forma pe care o va avea, va duce la dispariția unor localități, în special comune cu populație redusă, care vor fi comasate cu altele, la fel ca și în cazul județelor. De asemenea, vor dispărea și mai multe reședințe de județ, consilii județene și prefecturi, la care se pot adăuga și o parte dintre diverse instituții care funcționează în teritoriu și implicit o mulțime de posturi din administrație.